Pe scurt, a venit fratele, partea a patra. Era joi, după cazul cu iubita, fratele a mers supărat la mine în cameră. Trist, m-am apropiat de pat, m-am uitat la pat și m-am culcat. În cameră a intrat fratele care avea dispoziție. Hai, umește-mă, frate. El mi-a spus că a mers la ea acasă și au băut un ceai, a obosit și vrea să doarmă. Te dracu de frate, a fost la iubita acasă. Eu nici nu știu ce aia s-a iubită. Nici la plimbare n-am ieșit cu fete, doar cu băieți. Ha, poate este un semn de la Dumnezeu? Nu, gata, noapte bună. M-am trezit, fratele dormea, m-am îmbrăcat, fratele dormea îmbrăcat. Stai, dar câte e ora? Ora 11:33 de minute? Frate, asta ce înseamnă? De ce el doarme? Că de obicei el la 6 deja e în picioare. Bine, am mers la bucătărie, am băgat apa la fiert. Stai, ce să fac mai departe? Poate de la început să-l trezesc pe frate? Am revenit în cameră. Hei, bro, trezește-te! Dar în afară de... Nimic n-am auzit. Între timp apa a fiert, mi-am făcut cafea și am început să mă gândesc și astăzi să fac. Am intrat pe YouTube și am observat că n-am postat de 2 zile. Stai, dar asta deja e serios. Gata, astăzi filmez un video nou. De la început trebuie totul să pregătesc. Am băgat camera la încărcat, mi-am așezat suportul pentru camera, a intrat fratele în cameră, a venit ciudățenia pământului. Doamne, dar arată cum ar fi după biții. Cred că pur și simplu n-a dormit suficient. M-am apucat să creez cel mai tare scenariu din lume. Am scris o oră, două. Gata, camera deja s-a încărcat, super. Acum îți poate să încep să filmez, dar fratele se uita la mine. Hei tu, cu 4 ochi, pleacă de aici, mergi un pic și mai dor. Eu nu vreau din cauza ta să am cu mult mai multe dislike-uri. Am vrut să spun, dar i-am spus să plece la baie. De ce? Nu știu, el m-a întrebat ce vreau să fac. Nu se vede ce vreau să fac? Plus toate mai sunt și YouTuber. Of, doamne, ce cu întrebările acestea proaste? Tu într-adevăr ești așa de deștept? Sau pur și simplu vrei să mă enervezi? Mi-a propus ajutorul său. La început mi se păruse o idee proastă. Doar el nu arată ca un idiot și am acceptat ajutorul fratelui. El a spus că totul știe și pot să am încredere în el. I-am arătat scenariul și am început să filmăm. Am filmat primul sketch, m-am uitat, a ieșit ok. Într-adevăr, pot să am încredere în el. Și am continuat să filmăm. Am filmat foarte mult. O oră, două, trei ore. După 4 ore de filmări am finisat să filmăm. Am aruncat toate fișierele PC doar că a apărut o mică problemă. Practic totul ce am filmat a fost fotografiat, dar nu filmat video. Ce? Nu s-a primit ceva? Haideți să filmăm din nou! Mulțumesc mult, dar eu singur mai departe. Cu plăcere! Pe scurt, a venit fratele, partea 4. Pentru partea 5, haideți să adunăm 10.000 de like-uri. Miau!